Este ora 11, așa că Dedicul este la datorie, pregătit cu cele mai cool știri. Bună dimineața! Hola, senior! Sunt pregătit cu cele mai cool știri. Un pic trist pentru că afară stă să plouă, dar eu sper totuși să aduc soarele în casele voastre prin știrile de azi. Bună dimineața, sunt Dedicul și azi voiam să vă sfătuiesc să nu uitați niciodată crema solară, fiind ziua internațională a acestei invenții. Dar la București stă să cam plouă și parcă e ca nu cam perete. De fapt, sfatul rămâne valabil. Protejați-vă de soare chiar dacă nu vă răstigniți pe vreo plajă, fiindcă pielea voastră are nevoie de acest lucru în fiecare zi. Iar după ce v-ați dat cu crema de protecție solară, luați o poziție comodă pe canapea, ascultați-mă pe mine, fiindcă am pentru voi niște super știri. Azi povestim despre relaxarea restricțiilor începând cu 1 iunie, apoi despre faptul că începând de anul acesta putem să ne cumpărăm vechime în muncă. Tot astăzi aflăm cum este posibil ca un singur pom să facă peste 40 de soiuri de fructe, după care vă dau și o super veste legată de Tour Eiffel din Paris. Vă dezvălui cum arată și primul hotel din lume dedicat exclusiv universului Marvel, după care vă lansez o invitație la film. Iar la final râdem împreună cu un papagal care ne dă niște lecții de muzică. Așadar, să începem! Am o știre super bună! Astăzi, guvernul anunță principalele măsuri de relaxare care vor intra în vigoare de la 1 iunie. Chiar dacă nu am atins pragul de 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie, premierul Florin Câțu spune că va fi respectat calendarul relaxărilor. Iată câteva dintre acestea. La nunți, botezuri sau mese festive ar putea participa în exterior maximum 70 de persoane, iar în interior cel mult 50 de spectacole în spații deschise cu până la 1000 de persoane, iar competițiile sportive în spații deschise cu participarea spectatorilor în limita a 25% a capacității maxime a spațiului. Sălile de fitness care în prezent funcționează la jumătate din capacitate vor putea funcționa la 70%. Hai, Doamne ajută că tare mi-e dor de un spectacol, un festival și așa mai departe. Mergem mai departe și vă spun de Camera Deputaților care a aprobat ordonanța privind cumpărarea de vechime în muncă. Așadar, românii eligibili pentru această achiziție sunt cei care au peste 18 ani și au goluri în cartea de muncă. Pentru 6 ani de vechime între anii 2012-2018, suma care trebuie plătită este de 23.200 de lei. Doritorii pot plăti această sumă și în rate până la 31 august 2023. În plus, de la 1 septembrie anul acesta, punctul de pensie ar trebui să ajungă la 1875 de lei, după cum au anunțat autoritățile în schema de creștere graduală a pensiilor. Eu nu înțeleg de ce să plătim 20.000 de lei când putem să mai muncim 6 ani. Mergem mai departe cu o informație incredibilă. Există un pom care face peste 40 de soiuri de fructe. Da, ați auzit foarte bine. Un profesor din New York a petrecut 9 ani pentru a cultiva acest arbore, care acum este unic în lume. Și iată cum a procedat, fiindcă nu e simplu deloc. A lăsat pomul să crească aproximativ 3 ani, timp în care acesta a dezvoltat 4 sau 5 ramuri. Ulterior, acestea au fost tăiate, iar în locul lor au fost atașați muguri ai altor 5 soiuri diferite de pomi. După ce au mai trecut încă 2 ani, în care soiurile atașate au început să se dezvolte cu propriile ramuri, el a atașat alte soiuri, ajungând la 40 într-un singur pom. Nu doar că produce 10 de tipuri de fructe, printre care piersici, prune, cireșe sau migdale, dar și arată extraordinar. Primăvara, copacul înflorește în culori de roz, alb și arată foarte, foarte bine. Iar, dragilor, dacă cumva vreți să vizitați Parisul începând cu luna iulie, să știți că puteți să puneți și Tour Eiffel pe listă, fiindcă se va redeschide turiștilor. E adevărat, nu la capacitate maximă, dar poate prindeți totuși un loc printre cei 10.000 de vizitatori pe zi. Din 16 iulie, turnul Eiffel își redeschide porțile pentru turiști, însă doar la 25% din capacitatea ascensoarelor. Din cauza restricțiilor, cel mai vizitat monument din capitala Franței nu va mai genera aceleași încasări, iar bugetul statului francez va pierde aproximativ 70 de milioane de euro.
Dacă turiștii vor să-și asigure un loc în vârful turnului, pot începe să rezerve bilete online începând cu data de 1 iunie. Vă spun sincer că am vizitat Parisul de mai multe ori, dar niciodată nu am avut nervi să stau la cozile interminabile de la turn. Și vă vând un pont. Mai bine rezervați-vă o croazieră pe Sena pe timpul nopții. O să vedeți turnul iluminat superbisim, iar experiența e, sincer, de 1000 de ori mai faină. Să continuăm, pentru că am o veste care sigur va bucura toți copiii. Disneyland Paris a anunțat că pe 21 iunie va deschide un nou hotel care se va numi The Art of Marvel și va aduce omagii supereroilor Marvel, dar și celor care i-au creat. Așadar, în hotel vor exista costumele lui Iron Man și scutul Capitanului America, de exemplu. Cum vor intra, oaspeții vor fi întâmpinați de benzi desenate imense. 471 de camere superioare, 65 de camere Empire State Club și 25 de suite vor fi dedicate lui Spider-Man, Avengers sau altor supereroi Marvel, iar în plus, restaurantul va fi inspirat din casa lui Thor. Iar buticul hotelului a fost gândit ca un soi de muzeu, unde oaspeții pot achiziționa reproduceri frumoase ale unor lucrări de artă Marvel. Și fiți atenți, pentru că mai am o veste bună, tot pentru copii. Mâine vă puteți bucura de o animație foarte iubită în aer liber. Opera comică pentru copii a organizat un eveniment unde va rula filmul Cei 6 supereroi, în care micul geniu Hiro Hamada încearcă să dezlege ițele unui complot criminal ce amenință cu distrugerea dinamicului și tehnicizatului oraș San Francisco, adică San Francisco și Tokyo, v-ați prins. Așadar, dacă ați rămas fără idei de activități cu cei mici în weekend, grăbiți-vă să vă luați un bilet. Știți ceva? În urmă cu ceva vreme, mergeam la lecții de canto, dar am abandonat misiunea pentru că nu mi se părea destul de interesant profesorul de la care trebuia să învăț. Ei, după ce am văzut următorul clip, mi-a revenit pofta să fac muzică. Oare o să pățiți și voi la fel? Deci, să cântăm cu toții în cor. Dacă vesel se trăiește, bate așa, pam, pam. Hai, hai regia, colegii din spatele camerelor. Nu vrea nimeni? Haideți să că mai încerc o dată. Dacă vesel se trăiește, bate așa, pam, pam. Oh, hai că s-a putut, dar parcă v-am luat totuși prea tare din prima și aveți timp să repetați. Până data viitoare aveți și voi timp să repetați, pentru că s-a terminat intervenția mea de azi. Salvați de clopoțel, cum s-ar spune. Ne revedem mâine, iar dacă aveți nevoie de ajutor la vocalize, mame mimo, mame mimo, bu, nu ezitați să-mi scrieți pe Instagram sau Facebook, deadicul.ro. Laura, te bagi cu mine la un cântecel? Normal că mă bag, deadicul, pregătește-te. Începem în curând sesiunile de studio.